La sfârșitul lunii noiembrie 2023 au avut loc consultările publice pe marginea bugetului raional Cimișlia pentru anul 2024. În acest context, membrii Consiliului Civic pentru Participare Cimișlia au înaintat un șir de recomandări și propuneri. Printre ele se regăsesc recomandările Consiliului Civic pentru Participare Cimișlia a aloca 500.000 lei din bugetul raional Cimișlia pentru anul 2024 la capitolul de cheltuieli pentru acordarea finanțărilor nerambursabile OSCE-urilor din raionul Cimișlia, care vor realiza proiecte de utilitate publică conform domeniilor aprobate de Consiliul Raional Cimișlia. Aproba regulamentul cu privire la mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale, care va facilita mecanismul de cooperare a APL și OSCE. A aloca 100.000 lei din fondul de susținere granturi pentru proiecte ale tinerilor din raion. A elabora și aproba regulamentul de distribuire a acestor mijloace financiare, inclusiv retragerea lor. A elabora programul pentru susținerea antreprenorilor locali prin atragerea experților și ONG-urilor. Alocarea mijloacelor pentru sprijinul evenimentelor de nivel regional, național, desfășurate pe teritoriul raionului Cimișlia. A optimiza cheltuielile aparatului președintelui pentru birotică, catering și alte dimensiuni. A optimiza cheltuielile pentru salarizarea angajaților aparatului președintelui raionului prin reducerea și excluderea unităților vacante de mai mult timp din organigramă. Și ține de recomandările care le-a spus și domnul Bagan, o să mai repet o lecție, că să le argumentez cum le văd eu. S-a spus mai mult despre efectivul și organigrama care are Consiliul Raional. Noi am formulat și recomandarea și cred că a ajuns și la dumneavoastră. Tot timpul este problema că nu sunt bani. Orice inițiativă vine, bani nu sunt, este greu să găsim bani. Asta se înțelege, dar pe de altă parte, avem un efectiv care este mai mare și, spre exemplu, vorbim centrul tineret sau incubatorul de afaceri, spre exemplu, achităm doar salariul la oamenii care lucrează acolo și nu le dăm altceva bani ca să fac ceva activități. Până la urmă, noi nu luăm din trânși sau nu scoatem din trânși ceea ce ar trebui să fac, pur și simplu avem niște salariați care stau bine, nu știu, nu pot spune că ei nu lucrează, dar în sens că atunci când ai și un buget pentru activități, înseamnă că el își dă ceva rezultate din asta. Când aștepți doar îi dai salariul și el stai de 8 până la 5 și el nu reușește să atragă alt surs de finanțare, el până la urmă îl folosești timpul care îl are acolo fără mare folos. Și aici se vede că sunt mulți domenii în care se poate economisi de optimizat cheltuielile și, cum a spus domnul Andrei, este raportul care îl face specialistul pe resurse umane și vedem că în fiecare an, la aparat, este o economie care se poate făcut. A aloca resurse financiare suficiente pentru realizarea mai multor activități ale incubatorului de afaceri din Cimișlia, Centrul Raional de Tineret. A aloca resurse pentru asigurarea transparenței ședințelor Consiliului Raional Cimișlia prin transmiterea lor la televiziune în direct. Și totodată pledez pentru ca centrul nostru de tineret să aibă și un spațiu, să nu se, nu știu, știți cum, cum stau ei prin chirie, asta este chiar neserios. Eu știu nemulțumirea tinerilor din Cimișlia și noi, eu sunt sigur că Consiliul Raional poate să identifice un spațiu decent cu sală de ședință, acolo unde pot tinerii să organizeze tot felul de activități care sunt planificate, gândesc eu deja. În afară de aceasta, dacă vorbim de transparența decizională sau transparența, să sporim transparența activității Consiliului Raional, de ce nu doriți sau să rugămintea mea este să identificați niște surse financiare pentru transmiterea online ședințelor Consiliului Raional, pentru că asta, într-un fel, ar responsabiliza și consilierii să fie mai organizați, să vină cu inițiative mai bune și ședințele să fie, sincer, mai organizate decât cum le știm noi, cum se desfășoară. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități locomotorii, înclădirea Consiliului Raional Cimișlia prin construcția rampei de acces a ascensorului, a aloca resurse financiare pentru serviciul de asistență psihopedagogică Cimișlia prin procurarea unei unități de transport pentru asigurarea deplasării specialiștilor în instituțiile școlare și de educație timpurie în raion, elaborarea strategiei raionale de tineret,
a aloca spațiu decent pentru activitatea Consiliului Regional de Tineret și desfășurarea activităților pentru tineret și a planifica resurse financiare suficiente pentru întreținerea acestuia. O altă solicitare este includerea programului de granturi pentru tineri și suma de 100.000 de lei, cum în anul mai trecut, da, 2022, da, mulțumesc, includerea 100.000 de lei pentru programul de granturi, având în vedere că agenția deja este bine pus pe picioare și urmează semnarea acordului, dar acordul deja a fost semnat, din câte eu cunosc, cu Consiliul Raional, între agenții. Dar până la urmă, la anul este asigurat că agenția va fi capabilă să transfere banii la timp ca să fie realizat programul de granturi. Sperăm că aceste propuneri din partea Consiliului Civic pentru Participare Cimișlia vor fi sintetizate și vor ajunge la cunoștința consilierilor raionali, comisiilor consultative ale Consiliului Raional Cimișlia, pentru a fi folosite la aprobarea bugetului Raionului Cimișlia pentru anul 2024.